Vicepreședintele ALDE, deputatul de Suceava Ștefan Alexandru Băișanu, a declarat miercuri în Parlament, la dezbaterea solicitării președintelui Klaus Iohannis de organizarea unui referendum pe temele justiției, că nu crede că este nevoie de un asemenea referendum prin care să se afle lucruri de bun simț, și anume că oamenii nu vor să fie furați. Observ atacuri la persoană, fiecare, fie la un partid, fie la altul. Facem exact ce am făcut dintotdeauna. Venim cu argumente pro și contra pe niște chestiuni care în mod normal nici măcar n-ar trebui discutate. Și de ce spun asta? Pentru că vreau să mă refer la principii și am să explic faptul că în momentul de față prea binele devine dușmanul binelui. Haideți să facem un referendum, deci, pe o întrebare dacă cineva își dorește să fie furat în țara asta sau în lumea asta. Vă spun eu, nu e nevoie de un referendum pentru a ști clar că cei care nu fură nu-și doresc să fie furați. E firesc. Nu cred că e nevoie să cheltuim milioane pentru a afla un adevăr pe care îl știm cu toții. Nu cred că e nevoie să facem un referendum să aflăm dacă ne dorim să ne iubim copiii sau nu. E firesc și ne dorim să ne iubim copiii și o facem. Nu e nevoie să facem un referendum dacă e nevoie de fericire sau de criză. Evident că ne dorim fericirea. Dar una peste alta. Revin și spun. Un referendum și rezultatele referendumului nu trebuie aplicate ad literam de nici o guvernare, indiferent care ar fi ea. E o chestiune consultativă. Și dacă tot e consultativă și am concis clar că ne dorim să nu mai existe hoți în România, să nu mai existe oameni care să-și bată joc de bugetul țării sau să fure individual din casele oamenilor, nu înțeleg de ce mai e nevoie de un astfel de referendum. Deputatul ALDE Ștefan Alexandru Băișanu a subliniat că nicio persoană nu poate fi acuzată atât timp cât o instanță nu stabilește în mod clar lucrul acesta. Am senzația că trăim în anii 50, când o mână de oameni veniți din Rusia sovietică încerca să-și impună cu doar 500 de oameni o nouă putere, băgând în pușcărie pe toți cei care învățaseră deja să trăiască în libertate și democrație în România, a spus demnitarul sucevean. Astăzi se întâmplă la fel, numai că nu mai vin de la ruși, vin de la ONG-uri, vin de la interesele altor țări care vor să stăpânească aici și vor să transforme România într-o colonie. Și astfel nu poți învinge o țară decât dacă ai și trădători în interiorul ei. Nimeni nu poate să ne spună astăzi nouă că în Parlamentul României nu există oameni care reprezintă de fapt interesele altora și nu interesele neamului nostru. Eu cred că e suficient și cred că trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna că România este un stat liber, independent, unitar, așa trebuie să rămână, iar cei care au o singură temă de când au pierdut alegerile, și anume justiție, justiție și iar justiție, să înțeleagă clar că e bună și justiția, dar ne mai trebuie și mâncare, ne mai trebuie și drumuri, ne mai trebuie și școli, ne mai trebuie și sănătate, nu doar oameni pe care să-i vânăm la televizor cu cătușele urlând după ei, sau oameni cum e domnul doctor Bacalbașa, care tocmai ce a primit o veste extraordinară. Golanul acela care l-a lovit și l-a împins n-a făcut de fapt nimic în ochii justiției românești. Omul respectiv i-a dat bună dimineața împingând un doctor de renume, un om serios de 70 de ani. Asta e justiția pe care o doriți dumneavoastră? Îmi pare rău să cred că avem nevoie de referendum pentru a înțelege că e nevoie de bun simț. România e mai mare, e mai puternică, e mai demnă și mai înțeleaptă decât își imaginează cei care vor să o distrugă. Vă mulțumesc!